i-a surprins cu simplitate și cu adevăr pe țăranii săi în diferite compoziții. Compozițiile cu țărani sunt cele care au adus notorietatea și în care s-a văzut cu adevărat calibrul talentului lui Baba. Astfel, artistul a redescoperit chipul și universul țăranului român, pe care l-a redat realist, fără cospetizări din PNL. I-a surprins cu simplitate și cu adevăr pe țăranii săi în diferite compoziții, în jurul mesei, odihnindu-se la câmp, muncind sau mergând drepți cu demnitate. Se poate spune fără rezerve despre Corneliu Baba că a fost cel mai mare portretist român, personalitate artistică ce nu s-a alăturat curentului modernist care domina lumea artei. Baba și-a găsit propriul drum care l-a adus printre cei mai importanți artiști ai postbelicului românesc. S-a născut în 1906 la Craiova. La 20 de ani s-a înscris la Școala de Bele Arte de la București, însă a rămas o foarte scurtă perioadă. Studiile și le-a reluat abia în 1935, primind în final o diplomă de la Școala de Arte din Iași, unde 10 ani mai târziu a devenit și profesor de pictură. Debutul său în artă nu a fost unul ușor. După ce a expus prima dată la salonul oficial, a avut probleme cu autoritățile regimului în schimbare și a fost arestat și închis pentru o scurtă perioadă de timp, iar postul de profesor i-a fost suspendat. În toată perioada de început a carierei sale, nu a avut o relație bună cu autoritățile, dar acest lucru s-a redresat după anul 1950. Deceniul 1940-1950 a fost unul de căutări și dezechilibre, încercând să intre în grațiile sistemului cu ajutorul câtorva creații în spiritul realismului socialist, pe care ulterior l-a abandonat de tot. A dedicat o serie întreagă de tablouri Răscoalei țărănești din 1907, fiecare lucrare fiind pregătită prin sute de studii și schițe, care le-au rămas și care ne spun despre modul de lucru al lui Baba, proces extrem de meticulos și de lungă durată. Tablourile cu țărani călătoresc și prin Uniunea Sovietică, la Moscova, Varșovia și Sankt Petersburg. Începând cu anii 60, însă, lucrările lui Baba o să călătorească mult mai mult și o să fie prezente la expoziții din Viena, Veneția, Helsinki, Cairo și chiar în Orientul Îndepărtat, la New Delhi. Tot în acești ani, Baba a primit și un post de profesor la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu și a fost făcut membru corespondent al Academiei Române. Ultimele două decenii de activitate marchează un alt capitol din creația maestrului, dramatic și expresiv. Începe să picteze arlechini, regi nebuni și spaime, teme pe care le va tot relua. Astfel, Baba a trecut într-un registru mult mai profund al portretisticii. Arlechinii reprezintă o etapă meditativă în creația artistului, reflectând cu umor și tragedie condiția omului contemporan, reprezentant al maselor. Meditație ce își atinge punctul culminant cu tema Regelui Nebun. Sunt tablouri de critică socială, dar și de introspecție. Lucrarea Copilul Arlechinului ilustrează maturitatea artistică a lui Baba, o perioadă filozofică și meditativă. Lucrarea a obținut în licitație un record pentru artist, 50.000 de euro în 2014. Realizările artistice ale lui Corneliu Baba, chiar în perioada dificilă din punct de vedere al regimului politic, îl înscriu printre cei mai mari maestri ai artei românești. Baba surprinde plastic absurditatea regimurilor socialiste și iluzia libertății omului. Este o perioadă de un extrem rafinament artistic și tematic, în care se observă lecțiile învățate de la Goya și Rembrandt. Portretul rămâne centrul de interes al tablourilor, chiar dacă trăsăturile devin mai mult sugerate, păstrându-și puterea de expresie.